Bună seara! Din nou se vor bate portarii la Chișinău. Antrenorul de portari al echipei FC Vaslui, Adrian Bogdan, a provocat golkeeperii pentru al treilea an consecutiv la un concurs, la care invitați de onoare ar putea fi Helmut Ducadam, Rinat Dasaev, Bogdan Stelea, Gabi Balint, Sergiu Botnăraș sau Ilie Vieri. Toți portarii deja sunt în priza acestui turneu, sunt contactat de mulți portari, chiar și din România, putem spune, pentru că am făcut puțină reclamă și în România. Vătoritori, vă dați seama că o să fie, dacă este gratis. Primul rând, o să aibă mănuși 6-7 perechi, primul loc de mănuși, mănușile acestei calitative. Și normal o să fie premii electrocasnice, de la echipament sportiv va fi. Turneul Bătălia Portarilor va avea loc la 2 iunie la CSCT Buiucan din Chișinău. Golkeeperii se vor duela la două categorii de vârstă, până la 17 ani și de la 18 ani. Conform regulamentului, doi portari vor juca un meci de 2 minute și 30 de secunde pe un teren de 21 de metri. Învingător va deveni golkeeperul care va marca cele mai multe goluri folosind șuturi cu piciorul sau aruncând mingea cu mâna. În precedentele două ediții a turneului Bătălia Portarilor, campion a devenit golkeeperul lui Zimbru, Nicolae Calancea. S-a demonstrat pe parcursul acestei două ediții, a fost o sărbătoare și va fi o sărbătoare. Facem tot posibilul. Sărbătoarea să o desfășurăm cât mai amplu, da, așa. Și acum aș vrea să prezint și eu mănușile mele care le-am făcut special pentru acest turneu. Pentru că știu ce înseamnă să fii portar, pentru că am experiență în acest domeniu de aproape 20 de ani, am hotărât pentru portarii noștri din Republica Moldova să fac și eu un mic ajutor. Brandul se va numi Bodea One, adică de ce Bodea One? Pentru că toți colegii de când jucam fotbal mă strigau pe mine Bodea, așa și acum câteodată sunt strigat și am adăugat acesta One, adică e primul, să zicem, brand. E destul de frumos, mănuși sunt de calitate foarte bună, superioară, un latex special pentru a prinde mingea bine pentru portari. Am două palme, o palmă roll finger, așa este o cusutură, se numește cusutura palmei, și o palmă negativ cut, adică dacă vă arăt mai exact, sunt două palme diferite. Și portarii noștri sau portarii cu experiență își aleg singuri palma pentru a prinde mingea, pentru o priză mai bună și de calitate. Mănuși de firmă de calitate sunt începând de la 50 de euro până la 100 de euro. Două porți, doi portari, o minge. Un singur învingător, dacă ești portar profesionalist, vine și participă la turneul Bătălie Portarilor. Remiza pentru Răilean la competiția K1 World Grand Prix 2013 Elimination Tournament, care a avut loc la Vilnius, Lituania. Maxim Răilean a încheiat la egalitate duelul său cu lituanianul Davidas Danila. Lupta a avut loc printre profesioniști. Campionul turneului și implicit deținătorul centurei mondiale KOK a devenit ucraineanul Artur Kishenko, care s-a impus în fața polonezului Denis Makovski la categoria 77 de kilograme. E promotion foarte puternic pentru KOK, pentru circuitul KOK, deoarece așa o putea ca Artur Kishenko s-a luptat pentru centura KOK. Trebuie să aducem aminte că două centuri din KOK le are Cristian Dorel în centura europeană și centura mondială.
fost preconizate luptele de elimination, n-a avut loc Grand Prix în 8, adică au fost careva calificări pentru alte turnee, pentru alte Grand Prix-uri de anul acesta în K1, și au avut loc lupte super fighter, cum a fost și lupta lui Maxim Răilean. Luptătorul moldovean Maxim Răilean a încheiat la egalitate super duelul său cu lituanianul Davidas Danila la categoria de 64 de kilograme. Răilean a luptat cu Danila și la un turneu care a avut loc la Chișinău. Atunci moldoveanul s-a impus fără drept de apel. Acolo! Așa bagă! Lupta la egalitate e destul de rară. Eu aș vrea să accentuez că Răilean a câștigat-o. Asta mi-au recunoscut-o și prietenul meu și președintele federației de K1 Amator, Sfântile Bushido, Danato Simonaitis. Mi-au recunoscut, da, Răilean a făcut o luptă superbă și a câștigat, dar arbitrii locali au dat egalitate. Lupta lui a fost o luptă de show și el a făcut-o de una, cum o poate face. La competiția K1 World Grand Prix 2013, care a avut loc la Vilnius, Lituania, trebuia să participe și moldoveanul Pavel Voronin, care a avut programat un super duel cu lituanianul Mantas Rimdeica la categoria de plus 93 de kilograme. Lui Voronin însă nu i-a fost acordată viza. Recent a avut loc și campionatul Moldovei la K1 printre amatori. La competiție au participat aproximativ 200 de luptători de la circa 20 de cluburi. Martori la foarte multe lupte excepționale. Nici la profesioniști nu întotdeauna poți privi așa lupte. Prima zi de competiție, când toată lumea era extenuată deja la sfârșitul zilei, am fost surprins plăcut de atitudinea stelei, când se luptau ultima luptă super greu, a fost o atmosferă incendiară. Am identificat lotul național care va participa la lume. Avem buni băieți și sperăm că vom aduce medalii de la campionatul mondial în luna octombrie. Ca o surpriză poate de privit înfrângerea campionului de anul totul Victorul Național de la luptătorul Zaharia Iurie, care anul ăsta a ieșit la prima competiție oficială de viața muzeală. Și încă o surpriză poate de la super grei. Deci nu e o surpriză, fiindcă deja luptătorul Victor Dragos a ieșit în evidență și la Cupa Ucrainei la Maidan, însă s-a descoperit un luptător foarte talentat de perspectivă. În 60 de kilograme, poate menționat revanșul care s-a luat 40 de metri de la Stanislav Rinita. Sunt și luptători noi, cum este în grei Zubco de la clubul Irkut, băiat foarte bravo. La noi, la K1 Amator, au fost 100 de participanți, însă se menționează că 20 de participanți au fost doar sigur și junior. Noi pentru copii facem campionat aparte. Noi nu interpretăm copiii cu maturi, fiindcă tot altă sferă, tot altă sferă, și noi vrem să ne menajăm. Multă înseamnă când luptătorii se antrenează zi cu zi anume pe reguli de K1, dar nu pe alte stiluri, cum ar fi kickboxing, în diferite versiuni, light, contact, full contact, și karate, taekwondo, box. Avem din turneile mari republicane, avem Cupa Republicii, care va avea loc în Soroca în luna septembrie. Prima avem participarea la campionatul mondial din luna octombrie. Avem participarea la vara, vom participa la campionatul deschis al Aziei. După campionatul mondial din octombrie vom participa la Cupa Europei, la Cupa Europei tot pe K1 Amatori. Adică avem un plan foarte încărcat cu multe lupte.